Cine nu se leapă de, de carne va fi încolțit de mânie și de sfârnare. Războiul stomacului însă e primul război pe care l-a pierdut omul și prima biruință a diavolului. Și cu el dăjduiește să câștige și pe oameni și să-i desfacă de Dumnezeu. Și să știți că, de nu-și vor trage de seamă oamenii, diavolul va birui. Iată de ce strigăm să audă toți. Napoi la post că fără de post ne merge rău. Și iată cât de rău, cine nu se leapă de carne și de grăsime, repede va fi încolțit de mânie și de desfrânare celelalte două laturi ale lăcomiei stomacului. Să vedeți cum. Mâncarea de carne și mai ales mâncată cu împingerea necurată a poftei ca să se facă sânge, are nevoie de fiere care este o travă veninul nostru. Fiera aceasta topește carnea și grăsimea în tocmai cum topește soda slănina când fac femeile să pun. Fiera e o travă tare. Dacă sporește mâncarea de carne, sporește și o travă cu care trebuie topită. Și atât sporește cât nu mai încape în beșica ficatului și atunci simți dureri la capătul pieptului că stă beșica să crape de plină. Fiera, câtă nu încape umblă prin sânge de sus în jos fără rost și o travă cum e, adică nervii, îl slăbește. De aici vine nerăbdarea, de aici vine nervozitatea, de aici mânia, din fierea care atacă nervii. Aici e chia. De ce se supără unii așa de ușor din nimicuri, din fleacuri, să moară de supărare? Pentru că li e plin sângele de fiere și li se rup telefoanele, ca așa le zic la nervi, și cea mai ușoră vorbă îi aprinde și îi chinuie grozav și ei la rândul lor îi chinuie pe alții. Deschideți ușa ca să audă și cei de afară. Deschideți-o bine dar deschideți și voi toate ușile sufletelor voastre ca să intre Duhul Luminii, ca să auziți și să nu vă aflați numai auzitori, ci și împlinitori. Postul aduce în sănătoșire. În mâncarea de carne mai sunt și alte primejdii, o mulțime de otrăvuri care încă dărâmă casa de pe noi. Acele aduc bolile de inimă, durerile de rărunchi, de ficat și altele. Toate se temăduiesc de la sine, înlăturând pricina care le-a adus, curățind sângele prin post, căci toate bolile sunt cu putință dacă sângele este otrăvit. Vrei să te însănătoșești? Fă calea întoarsă. Deci luați aminte la ce mâncați, căci uite așa pedepsește Dumnezeu nesocutirea postului cu boli și încă unele fără leac, cum de pildă e cancerul. Paralizia sau slăbănugirea unei jumătăți de trup, tot din nesocutirea postului se trage. De obicei, cu paralizie pedepsește Dumnezeu pe toți nesătui de avere. Ea poate fi moștenire. Și atunci, dacă simți acest lucru, ai putea o ocoli sau stinge postin foarte mult. Nesătuii de avere și-au făcut o socotelă greșită, zicând că dacă postesc, nu mai pot alerga și lucra. Ei au crezut sfatul viclean al dracului iubirii de avere, deci au făcut o socoteală greșită înainte lui Dumnezeu. De aceea, toți harnicii să ia aminte și să țină post ca nu cumva, după multă alergătură de șartă, să vină o vreme să trebuiască să stea la pat tot restul vieții. Dar și ce aceasta de li s-ar întâmpla tot milă de la Dumnezeu să o socotească, deoarece le dă prilej de a cumpăni și de a-și cunoaște greșeala. Căci Dumnezeu nu pedepsește spre moarte, ci spre întoarcere. Căci trupul nu plătește nimic când din el scoți altă rea. Sfinții au scos cu totul altceva. ca Duhului Sfânt, prin urmare, cine nu păzește postul, îi se va aprinde în gură para mâniei, de unde începe toată vrajba, iar în trupul lor vor încoți boli peste boli.